Reprezentanții platformei parlamentare pentru Moldova critică dur conducerea de vârf a țării. În opinia lor, președinția nu mișcă un deget pentru a asigura populația cu vaccin anticovid. Deputatul Ruxandra Glavan a declarat că Maia Sandu este preocupată mai degrabă de organizarea alegerilor anticipate decât să folosească pârghiile de care dispune, în special în domeniul politicii externe, pentru a aduce antidotul în țară. Totodată, Glavan spune că șeful statului a mințit atunci când a afirmat că Ministerul Sănătății nu a întreprins nimic pentru a obține vaccinul și că instituția ar fi nepregătită pentru a începe imunizarea. Sunt declarații reprobabile lansate în timp ce în țară, de facto, se efectuează vaccinările împotriva gripei. În țară există capacități, există resurse umane și logistice necesare pentru a iniția o campanie nouă de vaccinare. În plus, Glavan susține că 200 de lucrători medicali au adresat conducerii țării o scrisoare prin care cer să fie întreprinse acțiunile necesare, așa încât campania de imunizare să înceapă în cel mai scurt timp. Noi ne aliniem solicitărilor din scrisoare semnată de cei peste 200 de lucrători medicali și împreună cu ei cerem elaborarea și prezentarea opiniei publice în cel mai scurt timp a unui plan de acțiuni, să fie prezentat un grafic clar pe înțelesul tuturor, dar și o dovadă că se procură cantitățile necesare de vaccinuri. Solicitat să comenteze acuzațiile aduse Maiei Sandu, secretarul general al președinției, Andrei Spânu, a precizat că va reveni mai târziu cu o reacție. Recent, într-o emisiune TV, șeful statului a declarat că Moldova ar fi avut de mult serul anticovid, dacă Ministerul Sănătății ar fi elaborat un plan de acțiune în acest sens. La sfârșitul lunii decembrie, fostul ministru al Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, a precizat că vaccinurile Pfizer și Moderna ar fi un vis irealizabil pentru moldoveni, din cauza că autoritățile nu ar putea asigura condiții optime de transportare și păstrare a acestora. Țara noastră urmează să primească 200.000 de doze de antidot din România. Nu se știe deocamdată când vor ajunge acestea la Chișinău.